După 50 de ani, ori durerea, ori înțelepciunea, te aduce în situația în care să te întrebi ce am făcut cu viața mea până acum? Pentru ce am venit eu la viață? Care era scopul meu? Care era misiunea mea? Pentru ce am venit? Doar să mănânc și să mă duc la Budă? Nu. Noi nu trăim ca să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim. Și a mânca nu înseamnă că doar ba din gură, ba din suflet, ba din inimă, ba din corp, ba din minte, ba din spirit. Sunt multe moduri de a ne hrăni ființa noastră. Deci, un alt aspect, după 50 de ani, este cum ne pregătim noi în această a doua parte a vieții pentru acea plecare finală. Care este relația noastră cu Dumnezeu? E doar o cruce de Crăciun și de Paști? E doar un pelerinaj la o mănăstire? Nu mai este suficient. Acum e timpul să aloci în fiecare zi un loc, un timp, o parte a ta pentru relația ta cu Dumnezeu. Cât de frumos spunea Arsenie Boca, când zicea, Dumnezeu se gândește la tine atâta timp cât tu te gândești la El. N-ai cum să contrazici lucrul ăsta. Mai zicea undeva că însăși căutarea lui Dumnezeu este o conectare de neîntrerupt între tine și Dumnezeu. Deci, da, e frumos, avem toate aceste condiții pe care le putem face cu noi, și anume să mâncăm mai bine, să avem grijă de noi, să ne antrenăm cu diverse aparate, diverse device-uri, dar avem nevoie de mai mult de atât. Avem nevoie de a ne reconecta cu Dumnezeirea, cu Divinul. Pentru că de la El venim și înapoi la El mergem. Și când noi ajungem în sus, El ne întreabă. Hei, ce ai făcut cu viața pe care ți-am dat-o? Păi, Doamne, am stat cu coada în apă. Nu merge treaba asta. Zice ce am dat? Cel mai prețios cadou din univers. Viață. Dar tu să poți să schimbi această viață într-o transformare a ta. Și tu să-i spui, am fost la bar, m-am plimbat, m-am distrat, am fost cu prietenii la bere. Astea sunt micile pauze între marile lucruri pe care le faci în viața ta. Eu nu zic că nu sunt necesare. Din Biblie spune că ai nevoie de momente să te veselești, să te bucuri alături de cei dragi, alături de prieteni. Ai nevoie să ridici imnuri de slavă, de recunoaștere la adresa divinității, pentru că El este totul. Fără El, noi n-am fi nimic. Asta e important. Este o vorbă a lui Teilhard. Zice, chiar dacă nu ai nimic și l-ai pe Dumnezeu, ai totul. Dar indiferent ce ai avea, dacă nu l-ai pe Dumnezeu, nu ai nimica. Mi s-a părut așa, fantastic. Și am zis, wow,